avem trei doamne, patru doamne domnișoare alături de noi astăzi aici. Le beneficiem de primăvara asta frumoasă, care astăzi văd că e puțin mai înnorată, dar totuși e o primăvară și încă o nouă primăvară înseamnă renaștere la viață. Vă urăm primăvară frumoasă și multe alte primăveri frumoase. Așa cum începem să ne obișnim, în fiecare săptămână vom avea conferințe de presă, ALDE, Galați, ca fiecare dintre filialele din țară, care încearcă să configurăm în mod clar și să ne arătăm poziția de al treilea partid politic din România. Un partid care și-a asumat rolul de standard liberal, un partid care vrea să reprezinte liberalismul în România, vrea să ocupe de tot ceea ce înseamnă cetățenii României, care cred că valorile liberale sunt cele care duc la promovarea și deschiderea României ca fiind a șaptea și dorința noastră ca partid fiind așa, România să o transformăm a șaptea putere europeană. Suntem a șaptea populație, obligatoriu trebuie să fim și a șaptea putere europeană în Uniunea Europeană. Astăzi noi am făcut împreună cu colegii noștri parlamentari interpelări multiple pe elementul de salarizare unică. Precum probabil știți și dumneavoastră, atunci când guvernul Ponta, înainte de a părăsi guvernarea, aveam pe ordinea de zi salarizarea unică. Salarizarea unică cu care a fost transmisă guvernului Cioloș pentru a fi preluată și domnilor lor s-au angajat că în cel mai scurt timp vor analiza și vor veni cu salarizarea, cu proiectul de salarizare unică pentru România. Noi considerăm și am considerat în permanență, ca fiind reprezentanții liberalismului și liberalilor în guvernul USL 2, ca fiind un element extrem de important pentru economia națională. Este neapărat și impetuos necesar ca el ar fi trebuit, de fapt, cu întârziere suntem acum, ar fi trebuit ca acest proiect să fie pe masa Parlamentului, ar fi trebuit să fie în dezbatere publică cu mult timp înainte. Ultima dată și l-a propus guvernul Cioloș să vină pe 10 februarie. A trecut și data de 10 februarie, nu avem niciun proiect de salarizare unică. Noi, ca aripă liberală, așa cum spuneam, în guvernul Ponta și în zona politică, încercăm să reprezentăm cât mai puternic și cât mai corect principiile și valorile liberale. Și am făcut și facem solicitare extrem de impetuoasă pentru a fi prezentat. Deși este cu întârziere, acum poate da o conotație din nefericire electorală. Dacă ar fi fost atunci când l-aveam propus pentru a fi prezentat pe ordinea de zi în Parlament, era o altă variantă. Acum, cu cât întârzii mai mult cu el, ca proiect, cu atât poți să-i dai o conotație electorală, ceea ce ar fi incorrect, așa cum se prezint cu continuarea schimbării prefecțiilor, dar acest capitol vom discuta imediat. Noi considerăm că așa cum, de fapt, s-a prezentat în toată perioada guvernării Ponta, existat și există creștere economică. Există mai mult de atât o încasare bună la buget, atât deși s-a scăzut cota de TVA, nu s-au adeverit prezicerile prăpăstioase cu care am fost, admonestați, că nu vom încasa suficient, că vor scădea încasările bugetare, că vor scădea contribuțiile la buget. Se pare că, deși s-au redus taxe importante, cum este TVA-ul, impozitul pe dividende, CAS-ul, nu au fost scăderi semnificative de taxe către buget, de unde rezultă că bugetul, așa cum am făcut noi previziunea în guvernul Ponta, suportă o oarecare creștere salarială și o echilibrare, de fapt, a salariilor, în așa fel încât România să nu devină doar un paradis al forței de muncă ieftine, ci să reprezinte, de fapt, o oportunitate pentru investitori din toate punctele de vedere și, în primul rând, al specializării cadrelor și al personalului aflat în România, a tinerilor.
Preocupările noastre, ca și ALDE, sunt foarte importante asupra tinerilor, asupra categoriei de tineri și asupra mediului de afaceri, a oamenilor de afaceri. Este extrem de important, poate este foarte ușor să vii cu o lege a salarizării unice pe ultima sută de metri, să spui asta este propunerea noastră. Dar noi, ca și ALDE, suntem foarte preocupați care va fi impactul asupra mediului de afaceri. Pentru că este ușor să decretezi, să pui pe hârtie cam ce salarii crezi tu că ar trebui să aibă românii sau cum ar trebui să fie plătiți românii, fără să ai o consultare publică în prealabil și fără să consulți mediul de afaceri. Că de fapt acolo se creează sau de acolo este creată plus valoarea și aceea este motorul și acolo este motorul economiei. Pentru noi este extrem de important cum va fi absorbită această eventuală propunere de salarizare unică care cu siguranță va reprezenta ceva creșteri. Noi am avut o propunere pentru creșterea salariului minim pe economie care n-a fost aprobată de guvernul Ciolo și a fost mutată, de fapt, pe termenul de începând cu 1 mai. Dar, pentru noi, așa cum spuneam, cel mai important este cum va fi absorbită de mediul de afaceri. Pentru că mediul de afaceri este cel care creează valoarea plus valoarea în România și atunci este important cum va fi reacția lor, cum vor reacționa și care va fi poziția pe care o va avea mediul de afaceri vis-a-vis de salarizarea unică și nu în ultimul rând tineretul. Tinerii care sunt de fapt viitorul oricărei națiuni alături de natalitate, dar tinerii sunt cei care vor crea schimbul de generații, vor genera în continuarea dezvoltării așa cum reușești să o pui pe picioare în orice țară. Dacă nu avem grijă de tinerii noștri, să constatăm și de fapt se constată că mulți dintre ei, din ce în ce mai mulți, se gândesc cu sau fără studii absolvite să plece de pe teritoriul României, să muncească, să-și vândă forța de muncă în afara țării. Acest aspect ne preocupă într-un mod foarte puternic și încercăm să creăm climatul pentru a rămâne, pentru ca tinerii să rămână în interiorul țării. Pentru ca tinerii care, pentru care noi, toți cei care contribuim la bugetul asigurărilor de sănătate și bugetul asigurărilor sociale, contribuim de fapt la educarea clasei tinere, educarea generației tinere. Și după ce constatăm că de fapt avem un cost ca națiune destul de important, la fel de clar constatăm că, de fapt, tinerii își doresc să-și vândă forța de muncă puțin mai scump în străinătate. E, aici sunt elemente pe care noi, în guvernul USL 2, ne străduiam să le armonizăm și să le aducem în folosul societății. Credem în continuare cu tărie că această lege a salarizării unice, acest proiect, trebuia să fie prezent și prezentat în dezbatere publică cu mult înainte, este deja târziu și ne este teamă că va fi folosit ca element electoral. Dacă pentru acest subiect dumneavoastră aveți întrebări, dacă nu, pot să discutăm din nou despre, și poate vă gândiți la întrebări la final, discutăm un pic și despre, în continuare, dorința guvernului Cioloș de a merge mai departe cu schimbarea prefecților, fără a fi un motiv, fără a prezenta motive temeinice, fără a prezenta o situație care să ducă la schimbarea prefecților. Nu a fost prezentat niciun fel de sau niciun motiv coerent și real pentru a genera... Dar a fost în Parlament? Luni? Cioloș. Că a fost invitat dumneavoastră în Parlament să dea seama vis-a-vis de chestia cu prefecții. Nu s-a prezentat din știința noastră în Parlament, ba din contră prezintă în continuare alternativa de a schimba 5 și 12 prefecți. Exact, prefecți. Motivația pe care șeful Cancelarii a transmis-o către mass media și către Parlament, spunând că prefecții nu reprezintă politica prezentată sau oferită de guvern. Nu știm care e politica guvernului în condițiile în care ei n-au avut un plan de guvernare. Nimeni nu se preocupă de faptul că tineri între 15 și 25 de ani, o mare parte dintre ei nu sunt implicați nici într-un element de formare și cu atât mai grav este că nu au nicio dorință de a lucra undeva, de a se angaja, de a contribui la economia reală a României. Și atunci, neexistând, de fapt, elemente coerente de dezvoltare a României, așa cum ar trebui și cum s-a angajat ca și guvern tehnocrat,
nu înțelegem care este de fapt interesul lor, decât de... Și suntem și aici îngrijorați și ne prezentăm îngrijorarea că prin schimbarea prefecților, de fapt, se dorește intervenția în alegerile din iunie. Știm cu toții că teoretic ar trebui să existe niciun fel de suspiciune, nu ar trebui să existe în legătură cu legalitatea și cu organizarea alegerilor. Dar știm foarte clar că, din practică, prefecția au un rol important în organizarea alegerilor. Așa că găsim pe lista noilor prefecți și deja instalați persoane care, de fapt, în anterior erau prezentați ca și candidați la primărie sau candidați la primărie de municipiu sau municipiu reședință de județ din partea PDL-ului sau al vechiului PNL. Structura actualului PNL este clar împărțită între politica pe care o practică cei din PDL, foarte expansionistă și încercarea de a acapara într-un mod la limita legii. Am încercat să punem un guvern, am reușit să punem un guvern, acum ne interesează de fapt să schimbăm și prefecții. Dacă despre politica națională există ceva întrebări din partea dumneavoastră, dacă vreau după aia să trec un pic la local, dacă vreți. La ce vă referați privind salariile? Aveți în vedere un nivel de trai, un anumit nivel salarial care ar fi ținta? Și dacă credeți că este sustenabilă, că acum putem să ne dorim și, nu știu, 5.000 de euro salariu minim, dar dacă este nesustenabil, nu? Mi-aș dori și eu și cred că fiecare angajator, fie stat, fie privat, își dorește să recompenseze forța de muncă cât mai bine. Pentru că în felul acesta ai acces la personal calificat, la personal care îl fidelizezi și ți-l apropii și nu îți va fi cu ușurință plecat. Sigur că în România actuală, economia nu poate suporta, în opinia mea, un salariu de 5.000 sau de 3.000 sau de 2.000 de euro. Dar există, dacă prezinți un plan de salarizare unică, orice familie, un tânăr, este susținut în viața sa educațională de familie, de cele mai multe ori. Orice familie se îngrijește foarte mult de clasa tânără, în afară de societate care trebuie să îngrijească în egală măsură. Dar în momentul în care prezinți un plan de salarizare, orice părinte îi spune, mamă, tată, poate nu ar trebui să te grăbești să pleci în străinătate. Uite că în anul 2016, la jumătatea anului, se propune o creștere de salariu pentru anumite profesii în sumă de. Uite, pentru 2017 creșterea va fi următoarea. Și atunci fiecare familie își poate face o prognoză despre cum va evolua economia. Și noi considerăm că, așa cum am început să spun la începutul conferinței, că economia este sustenabilă, creșterea este sustenabilă și există premizele și posibilitățile unei creșteri graduale a salarizării în România. Dar pentru asta trebuie să existe un plan. Dacă o facem după ureche, ne este foarte greu să îl putem previziona, că de fapt asta este cel mai important lucru. Degeaba noi venim cu o creștere, cum ați spus dumneavoastră, de 500 de euro, să spunem. Dacă tinerii care deja și-au făcut un plan de a pleca din țară, au plecat, nu mai întorc cu 500 de euro. Dar dacă el ar ști că poate în viitorul apropiat va exista un salariu de 2.000 de lei în România, atunci altfel va fi și abordarea. Se va afla alta, va fi abordarea, va afla ce posibilități are în străinătate, ce salariu va primi, ce venituri va rămâne. Toată lumea știe că va trebui să-și plătească și chiria, și mâncarea, și poziționarea, plus că, de fapt, se va îndepărta de familie și de prieteni. Așa că opinia noastră este că economia, după cum am constatat, deși s-au redus taxele în guvernul din care noi am făcut parte, economia nu a scăzut, economia continuă să funcționeze bine, dar în acest stil, cu o creștere de 2% pe an, nici în următorii 20 de ani nu vom ajunge țările dezvoltate din Europa. Va trebui să accentuăm și să punem accent pe investiția autohtonă, pe investitorii români, pe capitalul românesc. Așa cum am mai spus-o în diverse ocazii, capitalul este laș.
capitalul, în general, urmează și urmărește obținerea profitului maxim, maximizarea profitului în intervalul cel mai scurt. Nimeni nu vine să-ți aducă bani din afară pentru creșterea economiei românești în mod sustenabil și gradual. Nu. Capitalul, toată lumea știe, capitalul este laș și se deplasează în funcție de oportunitățile de afaceri. Pentru asta, ca politică pe termen lung, ai obligația să ajuți investitori autohtoni. De asta noi suntem îngrijorați pe faptul că, neavând un plan de salarizare și o previziune, nu ne e teamă cum va fi absorbită de mediul de afaceri. Aici este cea mai mare problemă a noastră. Când într-un fel poți gândi planul de afaceri cu un număr de 100 de angajați pe o unitate și altfel poți, datorită creșterii de salarizare, trebuie să... Noi știm că randamentul în străinătate este, vrem nu vrem, randamentul pe angajat este în creștere. Dar randamentul nu înseamnă doar forța de muncă pe care personalul și-o vinde. Înseamnă și contribuția angajatorului. Creșterea automatizării, creșterea echipamentelor și gradului de automatizare. Dacă mai sunt întrebări din partea dumneavoastră, că nu vreau să vă spun două subiecte de săptămâna trecută puțin arzătoare, una dintre ele este arzătoare de ani de zile, arzătoare și rece în același timp, dar o iau pe cea mai simplă, care a stârnit un pic de dezbatere în Consiliul Local, cu contribuția și ajutorul Consiliului Local pe care îl dă către sportul de masă. Am remarcat și în ședința de Consiliu, din nefericire, am scos de pe ordinea de zi rectificarea bugetară prin care venise o hotărâre de guvern cu alocarea 50 de lei în sprijinul familiilor cu probleme pentru învățământul preșcolar, sumă obligatorie cu care trebuia să ne conformăm, așa am scos-o de pe ordinea de zi, condiționând, de fapt, contribuția către unitățile sportive și către cluburile sportive din raza municipiului Galați. Eu am avut și atunci o opinie, îmi pare rău că ajungem să condiționăm elemente importante, elemente mai puțin importante, se înțelege foarte greu, de fapt, aparatul de specialitate al primarului are obligația să sprijine cluburile sportive în întocmirea dosarului. Nu putem să spunem, acolo avem antrenori, avem pregătitori fizic, avem fizic, avem profesori de sport, avem studenți și sportivi. Nu le putem obliga să vină cu un dosar perfect făcut și dacă nu are o filă, nu are o virgulă, nu respectă opisul din dosar, să-i aruncăm dosarul, să-i spunem că este incomplet și nu se încadrează la sprijinul din partea Consiliului Local Financiar. Noi înțelegem și constatăm pe lista care o finanțăm că, de fapt, am ales niște cluburi pe care unele le finanțăm cu 400-500 de mii de euro pe anul 2016, le-am propus pentru finanțare, pe altele cu 200-300 de mii de euro, ajungând la total sumă de 7 milioane de lei, adică de aproape 1.700.000-1.800.000 de mii de euro, cu care contribuția municipiului Galați pentru sportul de masă. Dar am repetat acest cuvânt, sportul de masă. Eu cred și cred cu tărie că, de fapt, contribuția și ajutorul pe care îl aduce Consiliul Local către sportul de masă trebuie să fie către sportul de masă și nu neapărat către sportul de performanță, către de marea performanță. Și aici vreau să fac o singură remarcă, vreau să nu fiu înțeles răutăcios. Faptul că promovăm sau plătim cu mare ușurință către o echipă care a făcut foarte bună performanță, dar care din cadrul echipei sunt foarte puțini români, nu gălățeni, români. Cred că nu este scopul pentru care gălățenii își doresc să reîntoarcă în interiorul municipalității către sport. Eu cred că obligația Consiliului Local este de a sprijini sportul de masă. Și revin, sportul de masă, sportul în care copiii noștri sunt prezenți la echipele sportive. De fapt, încercăm să creștem un tineret sănătos, atât fizic cât și mental. Nu încercăm, de fapt, nu-i rolul și nu este contribuția
importantă a Consiliului Local către echipele care aduc performanță pe locuri internaționale sau pe locuri românești, în clasamentul românesc. Eu cred că, de fapt, noi avem obligația să creștem un tineret sănătos din cadrul municipiului Galați. Acolo trebuie să întoarcă banii. Pentru acel lucru trebuie să sprijinim mai multe cluburi mici care se ocupă de tineret și de copii. Am fost aseară în singura artă sau din arta marțială, din artele marțiale, singura disciplină care are element olimpic, s-a fost prezentă la în Dubai la o competiție sportivă pentru a se încadra ca și sport olimpic, ca și România să fie calificată în sport olimpic și la campionatul olimpic, la olimpiadă de fapt. Au reușit să obțină locul 3, adică 3 puncte. Dacă obțineau locul 1, aveau 15 puncte. Dacă obțineau locul 2, aveau 10 puncte. Dacă au obținut 5 puncte. Nu? 5 puncte, mulțumesc pentru clarificare, au obținut ca și locul 3. Este foarte important. Am fost într-o sală destul de degradată. Am fost într-o incintă care poate cu greu am putea o numi propice pentru a desfășura un sport de masă în care noi să ne ducem copiii și să învețe autodisciplină. Că asta înseamnă, de fapt, în primul rând, un sport individual. Autodisciplină. Și cred că acolo ar fi trebuit să insistăm mai mult. Mai puțin, poate, pe marea performanță, cât pe acest subiect. Dacă dumneavoastră vreți să mă întrebați ceva pe acest capitol, dacă nu, aș vrea să trec pe cel mai important, cred eu, aspect, sau poate vă gândiți la întrebare după ce continui cu elementul de încălzire. Știu că a fost, din păcate am lipsit la ședința extraordinară de marți, pentru că au spus inițial că e luni și mi-am făcut programul pentru luni, după care s-a mutat marți cu 2 ore înainte de a fi prezent la ședință. Așa ne trezim noi să modificăm de pe o zi pe alta și considerăm că, de fapt, vina o poartă consilierii. Timp în care s-a discutat... Mă scuzați, dacă noi am fost anunțați cu 24 de ore înainte că dumneavoastră nu v-au anunțat, că nu i-am știut că se... Dumneavoastră ați știut pentru luni. Da. Ca toată lumea. Pentru luni și luni am primit comunicat că s-a modificat pentru marți. Dar eu am făcut în plan de a rămâne în Galați pentru ziua de luni. Pentru că așa am stabilit în ședința de Consiliu Local, ordinar. Nu, pe mine m-au anunțat cu 2 ore înainte că nu se va ține luni și se va ține marți. Adică ne-a anunțat la ora 12 că nu se mai ține la ora 14. Da, asta era precizare. Și în cadrul ședinței respective s-a hotărât pasarea, ca să folosesc un termen academic, pasarea motanului către Consiliul Local, care mai are 2 luni de mandat, cum se va desfășura încălzirea și apa caldă în municipiul Galați. Organizând din Comisia de Servicii și din Comisia de Buget Finanțe, cum și care va fi decizia. Este cel puțin improprie asemenea abordare, dacă nu absolut incorrect, în condițiile în care timp de aproape 4 ani ai hotărât cu aparatul executiv cum ar trebui să se desfășoare acest plan de încălzire și de furnizare apei agentului termic sub formă de apă caldă în municipiul Galați. Noi, ca și liberali, am avut de la începutul mandatului, așa cum o spun de fiecare dată, un plan, o formă de organizare a distribuirii, a producerii și a distribuirii agentului termic, fie pentru apă caldă, fie pentru încălzire, pe care l-am depus și l-am prezentat executivului de la începutul mandatului. Nu s-a uitat nimeni pe el, sau nu a fost absolut deloc aplicat și, bani de cuvânt, ne trezim acum că încerci să pasezi către Consiliul Local o răspundere și o responsabilitate care, de fapt, nu este neapărat acum, pe ultima sută de metri, în ultimele 2 luni de mandat, nu poate exista ca și decizie fără să superi pe cineva. Am spus de la început, de întotdeauna o spun, orice decizie trebuie luată cu consultarea importantă a cetățenilor. Noi anul ăsta, adică la sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, ne-am împrumutat cu 20% din bugetul unui an, adică cu 20 de milioane de lei, pentru subvenționarea agentului termic, pentru un anumit număr de cetățeni ai municipiului Galați. Fără să consultăm cetățenii
ceilalți cetățeni ai municipiului Galați. Dacă ei sunt de acord să alocăm 20% din bugetul municipiului pentru două luni de subvenționarea pierderilor sau de subvenționarea a diferenței dintre valoarea cu care se produce agentul termic până la valoarea cu care se plătește, noi, de fapt, ne-am pierdut 20%. Poate cetățenii și-ar fi dorit ca acești 20% să fie în dezvoltare. Eu vă spun simplu și o repet de fiecare dată. Cu banii pe care îi cheltuim într-un an de zile pentru subvenționarea unei anumite părți din municipiul Galați, unui anumit număr de cetățeni din municipiul Galați, punem centrale la aproape toți cetățenii care au nevoie, în mod gratuit. Și pe care reușești ulterior, prin consultarea cetățenilor, să încerci să obții banii de la domniile lor. În rate, în diverse forme. Cred că asta este politica în cel mai nefericit caz, în condițiile în care nu reușești să vii cu un plan de producere și distribuire a agentului termic zonal. A venit acum electrocentrale să ne spună cum ar trebui să facem după ce de 4 ani de zile ne frecăm cu ei. Ne-am propus agent termic, ne-am propus aburi de la combinat, am încercat orice variantă. Am constatat, dacă ne produce 90% pierdere. Eu înțeleg, noi vorbim de 200-300 de oameni care încă mai lucrează la electrocentrale. Noi pentru a face protecție socială pentru 200-300 de oameni încărcăm bugetul municipiului cu 20% pierdere din toată suma cu care el funcționează. Este absolut nedrept și incorrect să procedezi în felul ăsta. Cred că este o crasă, încă o dată, dovadă de lipsă de capacitate managerială și de administrare a municipiului Galați. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Ați încercat să elaborați proiecte de hotărâre și să propuneți în Consiliul Local proiecte pentru achiziționarea centralelor termice? Adică v-ați făcut ceva sau doar spuneți? Din câte înțeleg, soluția dumneavoastră este să achiziționați, mai bine cumpărăm centrale termice cetățenilor decât să băgăm bani în sistemul centralizat. Prima noastră propunere pe care am prezentat-o Consiliul Local la începutul mandatului a fost o variantă de producere și distribuire centralizată, zonală, adică prin micocentrale de cartier. Aceea a fost propunerea, care am arătat-o, am prezentat-o și așteptam un feedback. Ca ea să fie consultată, cu ea să fie consultată, eventual să ajungem până la un referendum local, să putem constata care este opinia cetățenilor. Există varianta pe care n-am inventat-o noi. Au propus-o și au făcut-o, inclusiv brăilenii, și alte municipii din țară, prin care au subvenționat achiziționarea unor centrale termice către persoanele cu... Știți, discutăm despre cine are dreptul să obțină subvenție și cine nu. Noi acum, datorită prin acest sistem paușal de distribuție și generarea agentului termic în imobilele respective, alocăm și celor care nu se încadrează în categoria persoanelor care ar avea dreptul și să beneficieze la o subvenție. Asta este marea noastră problemă. În momentul în care ai dat jos și ai verificat cine se încadrează la prezentarea și obținerea de subvenții, în momentul respectiv ai constatat că îți rămân un număr de persoane. Ei, atunci ai vedea cât presează asupra bugetului. Ar fi foarte simplu. Am prezentat această variantă și nu a fost luată în calcul. Deloc. Nici măcar nu a fost supusă dezbaterii. Noi avem orice alt subiect îl supunem dezbaterii, că am aflat că e mai ușor dacă am învățat noi pe la anumite atitudini sportive needucate, că dacă strici primul hoții, nu se mai ia nimeni de tine. Zice că, de fapt, tu ești primul care a apucat să strii hoțul. Și restul nu mai contează. În ceea ce privește finanțarea cluburilor mici, ați elaborat un astfel de proiect? Adică, ați spus că important este să finanțăm și cluburile mici de sport. Sigur, am toți prin activul nostru și prin oamenii care ne-au trimis în Consiliul Local, toți cei care ne solicită sprijinul, îi îndrumăm către aparatul de specialitate pentru întocmirea dosarului. Ei se întorc la noi și ne spun că, de fapt, nu a fost primit dosarul pentru că i-a lipsit două virgule, i-a lipsit o pagină. Dar ei sunt sportivi, sunt profesori de sport, nu sunt academicieni în întocmirea dosarului. Noi consideram că, de fapt, sprijinul pe care trebuia să-l obțin este în întocmirea dosarului, nu în
respingerea dosarului și acceptarea doar a dosarelor cu societăți și cu cluburi foarte mari, care oricum, având în vedere că sunt foarte puternice, au posibilitatea și personal de specialitate care să-și facă dosarul corespunzător. Și termenul la limită de 31 ianuarie este nepotrivit. În mod normal ar trebui să... Sigur că încercăm să ne ascundem în spatele legii și spunem că, de fapt, legea ne obligă să nu facem așa. Dar, de fapt, ar trebui să-i ajutăm mult mai mult pe cei care... Și chiar am făcut toate demersurile. Unde au participat președinți de organizații comunale, președinți executivi și candidați la funcția de primar, de asemenea, 6 propuneri de consilieri pentru fiecare comună. Vreau să vă spun că cu mici excepții, în procent de 95%, au participat toate localitățile. Vis-a-vis de acest lucru, vreau să vă spun că numărul de membri ai Partidului Alianța Liberalul și Democraților, pe total județ, cu municipiu la un loc, este de 6.434, din care 3.738 în județ, și 2696 în municipiu. Se constată totuși un număr mare de oameni care doresc să intre în formațiunea noastră la nivel de Galați. E un lucru îmbucurător, ceea ce ne dă garanția că ceea ce v-am spus eu în conferința anterioară putem atinge. Mă refer la numărul de consilieri județeni, numărul de consilieri locali, de asemenea numărul de primari. Sigur că dorim acest lucru din tot sufletul, pentru că în componența partidului nostru avem acum și dintr-o parte și din cealaltă, mă refer la Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator, sunt oameni cu pregătire bună, oameni care merită într-adevăr să reprezinte partidul în Consiliul Local, și nu numai să reprezinte de formă, ci într-adevăr să-și aducă un aport deosebit. Oameni de curaj, oameni demni, oameni care știu de acum administrație locală și cred că în viitorul Consiliu Local și în viitorul mandat, cred că ne vom aduce o contribuție de seamă atât în județ cât și în municipiul Galați. Nu știu la celelalte formațiuni politice, dar în ce ne privește pe noi, vom avea o formulă foarte puternică. Sigur că în data de 13 avem o întâlnire zonală la Târgu Jor, după aceea o întâlnire zonală la Galați. La ora actuală noi mai avem 6 comune de parcurs pentru a termina fuziunea în tot județul. Am parcurs până acum și am constituit organizații ALDE în 59 de localități, din care 55 de comune, 2 orașe, 2 municipii. Sigur că vrem să fim prezenți în fiecare localitate. Ne-am propus să nu existe localitate în județul Galați în care să nu avem reprezentanți în consilii locale, cel puțin 2 consilieri. Vor fi probabil localități unde vom avea și primar și majoritatea consilierilor, astfel încât să aducem un aport deosebit în comune, pentru că parcurgând împreună cu domnul Dima cele 55 de comune, am constatat că încă sunt în județ localități unde nu sunt asfaltate nici măcar una sau două străzi, ulițe. Și așa mai departe, nu sunt asigurate de către Consiliul Local, primari, cele necesare minim în localitatea respectivă. De aceea, prin mobilizarea noastră, prin efortul pe care îl depunem noi, vrem să fim o forță, cum am spus data trecută, demnă de luată în seamă la nivelul județului Galați. Acestea vreau eu să vă prezint. Dacă aveți întrebări... Când ați spus că vă doriți locul 2, care... După cine? După care partid? După PSD. Deci sperați să depășiți PNR-ul? Da. De fapt, noi, când eram Partid Conservator, în 2004, am fost la egalitate PNL, PD și PC, 19%.
Acum, fiind două formațiuni politice, dorim să depășim. Dacă îmi permiteți, România arată și a arătat că înțelege că, de fapt, viitorul și prezentul înseamnă o contribuție importantă a liberalilor. Noi considerăm că suntem cei care reprezentăm latura liberală în România. Ca oameni deosebiți avem în partid, vă spuneam și data trecută, poate n-au notorietatea toți la un anumit nivel, pentru că nu au avut cum să apară, că sunt noi în politică. V-am dat exemplu data trecută, vă dau și acum, domnul Dima, colegul meu, dacă luăm așa ca valoare, ca pregătire, ca curaj, ca inițiativă, este mult superior celor care și-au anunțat până acum candidaturile la funcția de primar. Dacă ar fi lumea să-l cunoască, dar o să ne străduim să-l cunoască, dacă l-ar cunoaște lumea așa cum trebuie, ar fi cel puțin cu 15% deasupra tuturor celor care și-au anunțat candidaturile. Deci avem cu ce oameni să apărăm și atât la județ, cât și la nivelul municipiului. Fără supărare, ăsta e punctul nostru de vedere, iar ceilalți, sigur că poate unii au fost pe anumite funcții, n-au demonstrat, alții nu sunt sau au fost pe alte funcții care iar la fel n-au demonstrat astfel încât să iasă în relief cu ceva. Dacă aveți întrebări. Poftiți. Vă referiți la persoana care are experiență în administrație publică sau la cea? Mă refer la cei care au apărut pe eșchierul acum, care vor, cel puțin am înțeles eu, că doresc să candideze la funcția de primar până în prezent. Față de cei care și-au manifestat și vedem și noi că au apărut pe diferite, eu știu, meșuri sau în presă, eu consider, la experiența pe care o am, că față de cei care și-au manifestat această dorință, colegul meu, domnul Dima, ar fi, din punctul meu de vedere, mult mai bun decât ceilalți.